Salutare tuturor, Andrei de la Criptonita sunt și ne revedem cum altfel decât cu un nou episod. În primul rând, dacă vă plac episoadele noastre și vreți să vedeți toate analizele care o să apară pe viitor, e cât se poate de simplu, un like și subscribe și s-a rezolvat. Avem și un canal de Telegram unde postăm zilnic cele mai interesante știri din cripto și de acum înainte, toate analizele pe YouTube vor apărea în fiecare marți și vineri după amează. Mai mult, o dată la 2-3 săptămâni, vă lăsăm pe voi să alegeți din mai multe proiecte ce să analizăm în episodul următor. Motivul e cât se poate de simplu, proiectul ăsta nu ar exista fără voi, comunitatea criptonita, și de asta vom veni cu mai multe metode prin care putem să comunicăm. Așa că la finalul episodului o să trecem prin proiectele din care puteți alege, deci nu plecați nicăieri. Trecem la proiectul de azi care este un titan în rândul ecosistemelor de infrastructură și anume Polkadot. White paper-ul Polkadot a fost publicat în 2016 de Gavin Wood, un om foarte cunoscut în lumea cripto. A fost cofondator Ethereum și mai mult de atât a pus bazele limbajului de programare pentru smart contracts de pe Ethereum, Solidity. La pachet cu Charles Hoskinson este unul dintre oamenii care știi că dacă pun bazele unui business, merită să-i urmărești de aproape evoluția. Ca imagine de ansamblu, Polkadot e un ecosistem de blockchain-uri cu scopul clar de a duce interoperabilitatea și scalabilitatea la alt nivel prin procesarea de informații în paralel. Asta se întâmplă printr-o serie de blockchain-uri numite parachains, care sunt conectate cu o rețea principală numită relay chain, ceva similar cu Cosmos cu huburile sale. Relay Chain-ul, fiind hubul central, e proiectat într-un mod ceva mai simplistic decât parachains, fără smart contracts, pentru că scopul principal nu e să construiască developerii aplicații pe el, ci să fie sistemul care acționează ca o inima ecosistemului, cu rolurile principale de scalabilitate, interoperabilitate și guvernare, Relay-Chain-ul asigură securitatea parachain-urilor printr-un sistem de tip proof-of-stake, unde nodurile validatoare procesează tranzacțiile și securizează parachain-urile, și pentru acest lucru trebuie, bineînțeles, să plătească taxe. Tot în urma unor taxe plătite de parachains, relay-Chain-ul e și punctul central prin care acestea pot comunica între ele. La nivel de guvernare, e ca un fel de federație unde statele membre sau paracenți au un sistem independent, dar deciziile la nivelul federației sau a relay chain pot avea un impact asupra tuturor. Paracenți se împart în două categorii, paracenți layer 1 care implică proiectele care vor să facă profit pentru că sunt câștigate, dacă pot să zic așa, în urma unei licitații. Aici intră dexurile, oracles, orice tip de DAP sau proiecte care necesită o infrastructură. A doua variantă sunt proiectele care ajută ecosistemul Polkadot într-un fel sau altul și primesc un slot gratis de parachains fără licitație. Cel mai bun exemplu e bridge-ul dintre Polka și Ethereum construit de Chainsafe. Pentru cine știe de Polkadot, a auzit cu siguranță mai mult sau mai puțin și de Kusama. Ce este Kusama și care e legătura cu Polka? Kusama e o rețea de blockchain-uri construită folosind același substrate deci funcționează aproape identic cu ecosistemul Polkadot, parachains, licitații și așa mai departe. Cele două ecosisteme vor fi conectate printr-un bridge și vor acționa ca două lici diferite din același campionat de fotbal, să zicem, unde cu Sama e rețeaua mai puțin valoroasă, care se comportă ca un intermediar între testnetul de pe Polka, care se numește Rococo, și mainnetul de pe Polka, Motivul principal pentru existența Cusama e că nu toate features-ale unui proiect care urmează să ajungă pe un parachain Polkadot pot fi testate într-o rețea testnet, pentru că acolo nu există consecințe monetare reale, iar pe Kusama există din moment ce e o rețea aproape clonă a Polkadot. Foarte ingenios dacă mă întrebați pe mine. Mergem puțin și în zona de tokenomics, unde DOT, moneda nativă de pe Polkadot, nu are un supply cap maxim și în momentul de față în circulație sunt aproximativ un miliard. Moneda e bineînțeles centrul ecosistemului Polkadot și e folosită pentru staking de nodurile validatoare care susțin rețeaua, de echipele care vor să-și construiască proiectul în cadrul unui parachain, în primul rând la licitația pentru sloturi, dar și pentru taxe în cadrul ecosistemului, cum am menționat și ceva mai devreme, care merg către punctul central, adică către relay chain. DOT e folosit și pentru guvernare on-chain, unde oricine poate propune inițiative ca ulterior să fie susținute financiar de trezorerie, dar condiția e că trebuie să pună la staking 5% din cât cred că va costa inițiativa. Deci moneda are destulă utilitate și e conectată în multe moduri de tot ecosistemul, încât să crească direct proporțional cu numărul de utilizatori din caltru ca Polkadot ce urmează pentru Polkadot, să vedem dacă ar trebui să fim bullish sau nu. Cel mai mare milestone e clar momentul în care proiectele vor începe să își pună bazele pe sloturile de parachains și să devină funcționale. Nu există o dată clară pentru licitația de parachains de pe Polkadot, pentru că tot procesul este unul extrem de complex, dar ce știm sigur e că vor urma anumiți pași. Testnet, licitațiile de Parachains de pe Kusama, licitația pe Polka și deployment pe rețeaua mamă. Din moment ce licitația pentru Parachains pe Kusama începe să prindă contur, după ce se termină, va urma în curând cea de, pe, cea de pe Polkadot. În concluzie, Polkadot e unul dintre proiectele la care, cred eu, ne vom uita în spate peste 2, 3, 4, 5 ani și o să ne gândim că am avut oportunitatea să investim atât de devreme. Ecosistemul Polca deja se conturează bine cu echipe excelente de developări care vor să facă parte din rețea. Când se va termina procesul cu parachain și totul va fi 100% funcțional, e cât se poate de că asta o să se vadă bine și în prețul DOT. Cum am spus la începutul episodului, acum luăm 5 proiecte din care o să alegem împreună unul singur pe care o să-l analizăm marțea viitoare, deci când apare următorul episod. Scrieți, vă rog, un comentariu cu proiectul pe care îl alegeți și cel care primește cele mai multe comentarii câștigă. E foarte simplu. Proiectele sunt Internet Computer, Polygon, Matic, VeChain, Ave și TorChain. Asta a fost totul pentru azi. Sper că v-a plăcut episodul și ne revedem săptămâna viitoare cu proiectul ales de voi. Vă salut!